Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Foarte socială, dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 2 decembrie, ai o inimă bună și mare, ești foarte talentată la împăcarea taberelor în război, natura pasională și deschisă a semnului zodiacal, este completată de simpatie și dorința de a ajuta, derivate din numărul zilei de naștere. Extremele nu sunt stilul tău și reacționezi la situații dificile cu calm și răbdare. Pledante și cooperantă, ești departe de un jucător slab, deoarece un spirit independentă nu-ți permite să depinzi de influența forțelor externe. Ai cu adevărat o putere enormă de forță mentală. Indiferent de aspectul tău fizic, ai un efect puternic asupra mediului, ceea ce îi surprinde în mare măsură pe oameni. Doar în atac ești capabilă să strălucești, efectul prezenței și influenței tale asupra ceea ce se întâmplă poate fi atât de magic încât, involuntar, dai impresia că ești mesager al cerului, poți fi solicitantă și edificatoare în bine sau în rău, pe baza idealurilor de bunătate și onoare, ești corectă în aprecierile tale, dar în același timp. Îți poți arăta nemulțumirea condamnându-i pe cei care nu corespund ideilor tale despre decență. Din acest motiv, pot chiar provoca un prejudiciu considerabil pentru alții, prezentăm cerințe evident imposibile. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, entuziasm, nepolitețe, amabilitate. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase, ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită. Evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți, iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Forța este o trăsătură puternică a personalității tale. Natura ta compasională nu rămâne niciodată singură, Cercul tău de comunicare este în continuă extindere. Ai o sursă inepuizabilă de forță mentală, ceea ce poate fi o problemă serioasă pentru tine. Pentru ideile și obiectivele de menținere a păcii, tu de propriile interese și nevoi. Te caracterizezi prin credința în valorile universale. Ești interesată de întregul caleidoscop al emoțiilor, acțiunilor, gândurilor și sentimentelor umane. De la cele de bază la cele mai înalte, viața este zeul tău, dar o viață plină de credință și fapte îndrăznețe. De regulă, dacă ești provocată de un detractor poți intra în confruntare, dar în general agresivitatea ți este străină, deoarece rare ori te retragi sau te predai, spiritul de luptă devine aproape o idee fixă pentru tine. Deseori privești viața ca o luptă în care pur și simplu trebuie să câștigi, totuși, Obiectivul luptei tale nu este neapărat legat de bunăstarea personală, cu atât mai destul lupți pentru idealuri comune așa cum le imaginezi, alături de caracter și onestitate, pui în valoare și integritatea naturii tale. Astfel, după ce ai descoperit că ai acționat pe nedrept, începi să fii apăsată de chinurile conștiinței. Sentimentele de vinovăție devin uneori dominante în viața ta. Pentru tine, Principalele obiective ale vieții sunt dezvoltarea propriei personalități, căutarea și urmărirea căii tale spirituale. Cu toate acestea, adesea te abați de la cursul parcurs, în special în momentul testării. În viața complexă și dificilă pe care o duci, trebuie să înveți mai întâi să faci distinția între valorile adevărate și false, iluzii și fapte semnificative. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești inteligentă, grijulie, aventuroasă, filozofică. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 1 decembrie soartata, ești prietenoasă, sinceră și veselă. În ciuda aparentei frivolități, ești extrem de intenționată și te încăpățânești să-ți atinge obiectivele ești întotdeauna încrezătoare că orice problemă va fi rezolvată. Ai o atitudine optimistă și credință în cei mai buni tovarăși de pe calea vieții tale. Aceasta te ajută la menținerea calmului chiar și în situații foarte delicate. Regulile morale sunt importante pentru tine, nu vei trăda niciodată principiile tale. Ești cu adevărat sigură că binele prevalează în întotdeauna asupra răului, observi cu ușurință frumusețea înconjurătoare, marile fapte ale oamenilor obișnuiți. Un interes deosebit pentru tine o reprezintă natura umană și psihologia emoțiilor. O trăsătură negativă ar putea fi numită incapacitatea ta de a-ți recunoaște greșelile. Ești ferm convinsă de corectitudinea acțiunilor tale. Ai o personalitate independentă, hotărâtă și puternică. Adesea te aștepți la acțiuni reciproce din partea celorlalți pe care ei înșiși ar trebui în mod normal și normal să le facă. Când nu se întâmplă acest lucru, speranțele tale sunt rupte, te simți frustrată multă timp, deoarece ai făcut o greșeală având încredere într-o persoană. Ai un simț puternic al justiției, onestitatea este întotdeauna peste propriile interese. Ești gata să lupți pentru și să te aperi pentru asta, dar în același timp, Trebuie să fii sigură că va fi pentru binele altora, altfel vei experimenta remușcări pentru o lungă perioadă de timp, poți fi ușor manipulată, iar pentru a face acest lucru, trebuie doar să-ți se prezinte problema, indicând valorile importante pentru tine, și vei începe imediat să acționezi. Adesa, receptivitatea și disponibilitatea ta de a ajuta, chiar în detrimentul tău, îți afectează negativ cariera și reputația. Deși natura ta este lipsită de conflict, poți apăra cu zel o cauză nobilă datorită pasiunii, este neobișnuit pentru tine să renunți, să nu completezi problema. În atac, îți dezvălui pe deplin potențialul. Pentru a obține armonie interioară, ai nevoie de relații de dragoste puternice și sentimente sincere. Idealist ardentă, Abordezi alegerea unui partener de viață foarte serios și cu multă atenție, stabilind deseori cerințe și așteptări excesive. Pentru cei dragi, ești pregătită pentru orice pentru a le asigura bunăstarea și fericirea. Grijul e, îți arăți dragostea nelimitată, dar adesea motivată de bune intenții, devii intruzivă și hipergrijata începe să enerveze și să provoace disconfort. Iubirea te inspiră și te ajută să lupți cu dificultăți, iar pentru o relație calmă ești gata să fii prima care să ceri iertare și să ierți, să eviți conflictele și să elimini cauzele conflictelor. De dragul unei persoane dragi, ești pregătită pentru orice, chiar și pentru a trece peste principiile și credințele tale. Într-o relație permanentă, un loc special îl ocupă legătura spirituală și dezvoltarea spirituală comună. Ești blândă și deschisă pentru cei dragi, dar uneori poți manifesta indiferență și detașare. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă într-un moment de cotitură în viața ta, mai ales atunci când nu primești reciprocitate în ascensiunea ta spirituală, când nu mai ești auzită, când nu mai ești prețuită. Dragoste și compatibilitate. Dragostea și prietenia joacă un rol important în viața ta. Ești romantică, blândă, dar nu la fel de emoțională ca majoritatea săgetătorilor. Îți dorești ca partenerul tău să-ți împărtășească pasiunea pentru călătorii și poți intra într-o relație pe termen lung mult mai rapidă decât mulți dintre colegii tăi zodiacali. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale? Fără a vă suprima libertatea reciprocă, în astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Ești prietenoasă, simpatică, tolerantă, corectă, ai o natură deschisă și pasională, dar nu ajungi niciodată la extreme. În situații dificile, ai tendința să te comporți calm și judicios. Pentru tine nimic nu este imposibil, știi să-ți atingi obiectivele. În multe feluri, prietenii și cunoscuții te ajută. Sprijinul public este puterea unui împăciuitor. Opera ta poate să dăinui peste 100 de ani. Energia nedespărțită oriașă îți permite să nu arzi la locul de muncă. A lucra din greu, pentru tine este un lucru obișnuit. Îți place să rezolvi sarcini dificile de producție, de administrare și de gestionare. Te poți implica aproape în orice fel de activitate, de la inginerie la jurnalism, psihologie, filozofie, sănătate și boli. Sănătatea ta este mult sporită prin respectarea încrederii în sine. Tu anticipezi apariția bolilor. Cu toate acestea, trebuie să te supui periodic unor examene fizice la medicul de familie, în care ai încredere de plină. În caz contrar, riști să dezvolți afecțiuni minore, micoze, infecții, dureri de diferite tipuri, migrene, indigestie, care fără un diagnostic și tratament adecvat se poate transforma în mari probleme. Ar trebui să acorzi o atenție deosebită sistemului circulator, în special a vaselor picioarelor, dezvoltându-ți interesul pentru gătit, acesta poate afecta în mod pozitiv pofta de mâncare și dieta echilibrată. În ceea ce privește exercițiile fizice, ți se recomandă doar exerciții fizice moderate. Somnul, 10 ore, numai puțin, este foarte important pentru menținerea liniștii sufletești, deoarece ai nevoie de multă timp pentru vise. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură veselă, plină de bunăvoință, Moderat ambițioasă, ești un partener optimist, prieten corect și de încredere, toți ceilalți se pot baza pe tine. Ai o sursă adevărată enormă de forță mentală. Indiferent de aspectul tău fizic, ai un efect puternic asupra mediului, ceea ce îi surprinde în mare măsură pe oameni. Efectul prezenței și influenței tale asupra ceea ce se întâmplă poate fi atât de magic încât. Involuntar da impresia că ești mesager al cerului, sfaturi pentru tine, ești edificatoare și solicitantă, adesea, cerințele pentru tine sunt prea mari și ar trebui să fie revizuite, cererea adecvată asupra ta este cheia confortului psihologic, urmărește-ți personajul, în ciuda afirmațiilor universale, victoria nu este cel mai important lucru din viață. Adevărata stimă de sine îți va reduce nevoia de recunoaștere. Trebuie să-ți recunoști mai întâi slăbiciunile și greșelile.